Tatiana Năstas și vă prezint știrile Pro TV, care sunt cele mai importante subiecte. Ilan Șor spune că PAS, PPDA și VLDM vor să închidă magazinele sociale deschise de partidul său, iar susținătorii acestuia au făcut gălăgie la conferința lui Andrei Năstase. 11 persoane au fost reținute după ce procurorii au făcut percheziții la gările auto din diferite localități. Un tânăr din Moldova a murit în Statele Unite, o mașină a dat peste el în timp ce mergea pe trotuar. Acum familia caută bani ca să-l aducă acasă. 11 persoane au fost reținute azi dimineață pentru corupere pasivă și abuz de serviciu, după ce ofițerii anticorupție și procurorii au făcut percheziții la gările auto din 9 raioane, inclusiv la Chișinău. Alți 12 funcționari au fost escortați la CNA pentru audiere, având statut de bănuiți. Este vorba despre șef de filiale, dispeceri, controlori și casieri. Oamenii legii spun că prin intermediul unor scheme, aceștia strângeau bani de la operatorii de transport și șoferii de curse naționale și internaționale, care erau obligați să transmită zilnic sume fixe casierilor. Suma colectată lunar prin intermediul acestei scheme se ridică la 1,5 milioane de lei, bani percepuți drept mulțumire din partea șoferilor pentru scutirea lor de controle, cum ar fi surplusul de pasageri, încălcarea graficului de circulație și lipsa evidenței biletelor cumpărate. Tragedie într-o familie din Ocnița. Un tânăr de 23 de ani care era stabilit în Statele Unite a fost lovit mortal de o mașină zilele trecute, iar acum rudele au nevoie de 20.000 de dolari pentru a-l aduce acasă. Apropiații tânărului au deschis un cont bancar pentru a aduna suma din donații. Tragedia s-a produs sâmbătă trecută în statul american Florida. Presa americană scrie că Iulian Rusanovski, care era stabilit acolo de aproximativ 3 ani, mergea pe trotuar când la un moment dat a fost izbit de o camionetă, șoferul căreia pierduse controlul asupra volanului. Presa americană scrie că bărbatul de 34 de ani aflat la volan s-ar fi certat înainte de accident cu iubita sa și a urcat la volan în stare de afect. Înainte de a-l lovi pe Iulian Rusanovski, el a zburat cu viteză printr-o intersecție, ignorând semnul stop și a lovit o mașină. Atunci el ar fi pierdut controlul volanului și a ieșit de pe carosabil pe trotuar pe unde mergea tânărul. It hit a car in this intersection at Atlantic Shores Boulevard, sending the van through the concrete barrier with the sidewalk, over this grass and near this pole where it hit a pedestrian, killing them. That's when it sent itself into the water pipes at the Meadowbrook Towers. There was many people at the scene, just citizens who were trying to help the pedestrian, but he was in very critical condition. They didn't touch him much, but they were just surrounding him. Martorii spun că după impact, conducătorul auto a încercat să fugă de la fața locului. He was running in a north direction. He ran behind the building. A lot of people were chasing him, so I believe he was probably very scared because they're like, go get him, go get him. După impact, martorii au chemat poliția, care a descoperit la fața locului cadavrul moldoveanului și șoferul, care era împușcat. There's a gunshot heard soon after police arrive and they discover the driver of the white van, sadly, what appears to be a self-inflicted gunshot wound. Tot presa americană scrie că șoferul care a provocat accidentul a fost transportat la spital în stare gravă. Iulian Rusanovski este originar din raionul Ocnița, iar acasă l-așteptau părinții și cei doi frați ai săi. Au nevoie de 20.000 de dolari pentru a-l aduce în țară. Apropiații tânărului au deschis un cont bancar pentru a aduna această sumă din donații. Datele le puteți găsi pe site-ul protv.md. Localnicii dintr-un sat din Drochia s-au pomenit ca și izolați de restul lumii după ce microbuzul care trecea pe la ei s-a stricat. Oamenii sunt nevoiți să facă 7 km până la șosea. Avem copii care învață la școală, care au nevoie de medic. Plecăm cu ceva, cu mașini de ocazie la oraș și venim exact așa. Bătrânii sunt nevoiți să dea ultimii bani din pensie pentru un taxi până la spital. Cu ce soluție vin autoritățile, vă spunem în jurnal. La exact un an de când gunoiul din Chișinău a început să fie dus la gunoiștea din Țânțăreni, câțiva săteni împreună cu un ales local au ieșit din nou la proteste. Oamenii se plâng că situația a rămas neschimbată. Mirosul este insuportabil, apa din fântâni poluată, iar mai nou, după prelucrarea gunoiului, deșeurile ar fi vărsate într-un iaz și pe câmpuri. De mâine nu mai veniți, că altfel stați în traseu. La șeful spuneți, azi e ultima dată. Cu pancarde în mâini, câțiva locuitori ai comunei Țânțărenia, Neninoi, au ieșit pe drumul care duce spre gunoiștea municipală. Aceștia au atenționat șoferii că începând de mâine vor închide drumul și vor bloca accesul la gunoiște. Mașinile de mâine nu mai au și căta în comuna Țânțăreni. O vrut primărița
gunoi, s-au adus gunoi. Unii spun că deja e pe viață și noi nu mai avem ce face. Aceștia mai susțin că substanța formată în urma descompunerii deșeurilor, numite levigat, ar curge pe câmpiile din apropiere. Au început să curgă în câmpii levigat. Practic asta este arma chimică care ne omoară. De fapt, așa o armă biologică este interzisă oriunde. Asta e crimă ecologic. Mai mult ca atât, apa din fântâni nu este potabilă, iar cea de la robinet are un miros înțepător. Gustați! Gustați! Miroase groaznic. Miroase stricat. Cum beți așa? Da, altă apă nu avem. S-a vorbit de ca să pui ceva filtre, să aibă grijă de apa asta. Nu e nimic măsură. Au și veri. Maidanezii mișună și ei în zona Gunoiște, iar oamenilor le este frică să mai iasă în câmpuri. Două zile în urmă m-am dus să văd cum vreo 4-5 să-i zghesc la Lisapertă. Eu da, mă cunoaște, mă mai apăr, dar un copil la cei. Ce e dumneavoastră spun că sătenilor le este teamă să iasă în stradă pentru a-și spune în glas nemulțumirea pentru că ar fi amenințați. Este frică, fiindcă au fost abuzurile astea de putere când s-au dus la direct, au amenințat. I-au prevenit că dacă ies în protest au să aibă probleme. În vara lui 2017, când aleșii locali din Țânțăreni au votat un contract cu municipalitatea, comunii s-a promis bani pentru modernizare. Localnicii spun însă că nu au văzut nicio schimbare spre bine în localitatea lor. Ne-au promis de lunea viitoare începem drumul. Nimic. Ne-au promis ca să ne schimbe bașnia, să ne facă, să avem apă. Noi nu știm cum se împart banii care au venit, nu se vede nimica. În Consiliu ne certăm. Mâine sătenii amenință că vor închide drumul care duce spre Gunoiștea Municipală. Primarul comunii din Țânțăreni a refuzat să ne vorbească. Iar purtătorul de cuvânt al primăriei Chișinău ne-a comunicat că o parte din cei 40 de milioane de lei promiși de Consiliul Municipal Chișinău pentru comuna Țânțăreni au fost deja alocați. Acesta însă nu a putut să ne spună despre ce sumă este vorba și în ce scopuri a fost cheltuită. Transportarea gunoiului la Țânțăreni a fost reluată în vara anului trecut, după ce timp de 6 ani acesta a fost depozitat la Bubuieci. Tot la Țânțăreni, deșeurile municipale au fost duse și între anii 1990-2010. Ilanșor acuză PAS, PPDA și PLDM că ar complota ca să închidă magazinele sociale deschise de partidul său în câteva orașe. Drept răzbunare, acesta are de gând să ceară cecului să anuleze mandatele de deputați ale liberal-democraților pentru că ar fi ajuns în Parlament pe bani nedeclarați. Astăzi, susținătorii lui Șor au dat buzna la conferința organizată de cele trei partide. Вы знаете, у Филата был кабинет. Там слева лежал, стоял стол. Там была справа тумбочка, в которую я ложил деньги, а они с нее вытаскивали. Șor spune că banii din care a fost finanțată campania PLDM ar fi chiar ai săi. Liberal-democrații spun că sunt niște aberații. Iar PAS și PPDA susțin că Șor ar trebui să răspundă penal pentru că folosește resurse dubioase pentru a vinde produse de proastă calitate în magazinele sociale. Ilan Șor a fost condamnat de prima instanță la 7 ani și jumătate de închisoare în dosarul Băncii de Economii. 23 din cele 69 de ambulanțe cumpărate de guvern au ajuns astăzi în sate. Acestea sunt de producție rusească, iar șoferii sunt mulțumiți. Sunt mai bune și mai dotate decât mașinile ruginite pe care le conduceau până acum, spun aceștia. Cele 23 de autosanitare au pornit astăzi la drum urmând să ajungă în mai multe localități. Sunt niște autosanitare de tip B care sunt dotate cu tehnologii performante de a asigura servicii de asistență medicală de urgență. Oleg este șofer de ambulanță de mai bine de 8 ani și spune că astăzi pentru prima dată i-a fost schimbată autospeciala. Cu cea veche ajungea greu la destinație. Bunișoare, noi. Dacă scrie în document uzură 100% și noi mergem cu un boss de metalolom. Da. Mașina e nouă, e pentru site, da. Dar mănânci trebuie. Cele 46 de ambulanțe urmează a fi aduse în țară până la sfârșitul anului. Pentru cumpărarea lor, guvernul a alocat 51 de milioane de lei din bugetul de stat. Două persoane au fost ușor rănite noaptea trecută după ce mașina în care se aflau s-a ciocnit cu o cisternă pe strada Bucovinei din capitală. Potrivit poliției, Honda era condusă de o tânără de 24 de ani, care a început manevra de întoarcere când mașina a fost lovită de auto specială. Șoferița și pasagerul ei s-au ales cu leziuni ușoare și nu au fost internați. Șoferul cisternei a scăpat teafăr. Cel care va fi găsit vinovat riscă o amendă de 1.500 de lei și 6 puncte de penalizare.
Moldova a ratat șansa de a rezolva problema transnistreană în 2003, când Dmitri Cozac a propus atunci un memorandum ce prevedea federalizarea țării. A spus-o președintele Igor Dodon, care susține că acum circumstanțele s-au schimbat și nu mai poate fi acceptat un model elaborat de cineva din afara țării. Eu consider că atunci a fost ratată posibilitatea de soluționare politică a diferendului transnistrean. Igor Dodon s-a referit la planul Cozac de federalizare a Republicii Moldova respins de președintele de atunci Vladimir Voronin chiar înainte de a fi semnat. Recent, vicepremierul rus Dmitri Cozac, care în 2003 era consilierul lui Putin, a fost numit reprezentant al Rusiei pentru relațiile comerciale cu Republica Moldova. În ultima sa vizită la Moscova, Dodon spune că s-a întâlnit cu acesta. La această etapă suntem în alte condiții. Este cu tot cu altă conjunctură internațională. Este cu tot altă abordare, inclusiv a principalilor jucători geopolitici în această regiune. Astăzi, după întâlnirea cu președintele Macedoniei, răspunzând la întrebările ziariștilor, Igor Dodon a spus că acum problema transnistreană poate fi rezolvată numai printr-un model elaborat de autoritățile de la Chișinău. Dodon spune că la invitația sa, Dmitri Cozac va veni Moldova la toamnă. Autorul planului de federalizare a Republicii Moldova a fost numit săptămâna trecută reprezentant al lui Vladimir Putin pe domeniul relațiilor economice cu țara noastră. Sunt nevoit să meargă 7 km pe jos ca să ajungă la centrul raional sau să ia un taxi ca să meargă la spital. Localnicii din Lazodrochia spun că microbuzul care îi scotea din sat s-a stricat, așa că de 2 săptămâni sunt ca și izolați acolo. Primarul le-a promis astăzi că va găsi o soluție. Supărați pe situație, sătenii s-au adunat astăzi în centrul localității ca să discute cu primarul. Ei spun că de mai bine de 2 săptămâni nu trece niciun microbuz prin satul lor. Până atunci venea unul din satul Moara de Piatră, dar nici acela nu în fiecare zi. Acum vehiculul este la reparație, iar oamenii s-au pomenit ca și izolați în satul lor. Dacă ne mai aude cineva, ne mai ascultă cineva din satul ăsta, că a rămas câțiva oameni, simu și noi ascultați, o leacă ajutați. Numai cu transportul ăsta, măcar să ne ajut. Nimeni n-are niciun interes. Ne chinuim ani de ani și ani de ani. Că noi suntem nu departe de oraș și cum este transporturile de stat, ar trebui să fie controlate de stat, că într-adevăr satele care sunt și au nevoie să iasă, să aibă ieșire la oraș, să cot că asta e unica sursă, măcar să meargă autobusul, ca noi să putem intra și să putem ieși în sat. Cei care lucrează la Drochia sau la Bălți spun că sunt nevoiți să meargă în fiecare zi 7 km pe jos sau cu vreo mașină de ocazie dacă au noroc și asta doar ca să ajungă la o șosea de unde se poată lua transport până la oraș. Cei pe care nu îi țin picioarele și nervii, dar îi ține buzunarul, cheamă taxiul. Bătrânii se dau ultimii bani din pensie ca să ajungă la spital. Cât lucrează la Bălți, săraci vin pe jos. Pe jos, asta e tragedie. De trebuie la unul la medic, trebuie să duc de 200-300 de lei la mașină, să nănească mașină, să duc la medic la Drochia. Ieșim la papuptă, ieșim la mașină de ocazie, pe jos, iarna pe jos, autobusul nu merge. Avem copii care învață la școală, care au nevoie de medic, plecăm cu ceva, cu mașini de ocazie la oraș, venim exact așa. Primarul din localitate i-a liniștit pe săteni, spunându-le că microbuzul a fost deja reparat și că în următoarele zile va începe din nou să circule pe rută. Acesta afirmă că s-a înțeles cu proprietarul rutei să trimită vehiculul în fiecare zi prin satul Lazo. Primăria nu dispune de mijloace de transport ca să trimat pe cineva. Eu am fost la Bălți, am cerut adăugător ceva, mi-a explicat că nu au. Adresarea de fapt a fost mulți ani înainte, ca să prelungească ruta asta Bălți, Dobruja, Hăsnășenii Noi și la Lazo, da? Nu știu de ce nu s-a primit așa. Răspunsul a fost, după cum așa am auzit eu, că a fost ceva răspuns, dar cum, ce anume s-a scris, nu cunosc. Acesta a mai spus că nu este posibil să fie deschisă o rută la Zodrochia sau la Zobălți, pentru că ar fi prea puțin pasageri și deci nu ar fi rentabilă. Secția de reanimare de la Spitalul Sfânta Treime este plină, iar pacienții în stare gravă ajung în alte secții. În afara camerei, medicii recunosc că este o problemă. Sunt bolnavi gravi, sunt bolnavi gravitate medicii. Sunt pacientul, dacă vine cu infarct miocardic, de exemplu, și noi să o gândim că e mai grav, să punem reanimație și alt pacient se transferă în secție. Dacă în timpul ăsta se eliberează locul și pacientul este, el se transferă înapoi, el continuă tratamentul. Problema a ieșit la suprafață după ce o pacientă s-a plâns că un bolnav a murit lângă ea. Cum au reacționat la asta autoritățile din sănătate, vă spunem în jurnal. Donald Trump a fost criticat dur pentru comportamentul de la summitul cu Putin. Criticile au vizat în special momentul în care Trump neagă implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016. Atât democrații cât și republicanii au afirmat că președintele lor a părut slab în fața lui Putin.
Fiind întrebat despre implicarea Rusiei în alegerile prezidențiale din 2016, răspunsul lui Trump a fost negativ, spunând că Rusia nu s-a amestecat. Un fost director al Agenției Centrale de Informații l-a acuzat de trădare, iar unul dintre dușmanii săi politici, John McCain, consideră că Trump s-a omilit. Secretarul de stat Mike Pompeo, ministrul apărării, directorul serviciilor de informații și consilierul pentru securitate națională, se află printre oficialii despre care unii comentatori politici și parlamentari spun că ar trebui să plece din funcții în legătură cu aparenta supunerea lui Trump față de Putin. Printre cei care fac apel la demisia lui Pompeo și a lui Bolton se află fostul director al CIA John Brennan, care a afirmat că Putin este în mod clar maestrul păpușar al omului din biroul oval. Sursele de la Casa Albă spun că președintele SUA a preferat să discute singur cu omologul său rus ca să-l cântărească mai bine și să-și dea seama ce fel de om e, dar și pentru că nu a vrut să fie încurcat de consilierii săi care au o atitudine mult mai fermă decât el față de Rusia. Nu a existat însă niciun indiciu că vreun consilier al lui Trump ar avea de gând să demisioneze. O tânără cu cetățenie rusă a fost arestată la Washington. Aceasta este suspectată că ar fi lucrat pentru serviciile de spionaj de la Moscova, încercând să influențeze oficialii americani în folosul Rusiei. Mâine, suspecta urmează să fie audiată. Maria Butina, în vârstă de 29 de ani, a fost inculpată de autoritățile americane pentru conspirație de a acționa în folosul serviciilor de spionaj ruse prin infiltrarea în grupuri politice din SUA. Potrivit presiei americane, Rusoaica a dezvoltat legături strânse cu unii membri ai Partidului Republican. Se speculează că ea lucra pentru fostul senator rus Alexandre Torșin, acesta din urmă fiind inclus recent pe lista de sancțiuni a trezorerii SUA. Un agent FBI a afirmat că ea avea misiunea să exploateze legăturile personale cu responsabili americani, care au influență asupra politicilor din SUA în scopul promovării intereselor Federației Ruse. Tânăra originară din Siberia a ajuns în Statele Unite cu o viză de studii la Universitatea Americană din Washington. Din 2014, Maria Butina a participat la evenimente organizate de Asociația Armelor de Foc, fiind o susținătoare a dreptului de port de arme. Departamentul American al Justiției a anunțat că Butina a fost reținută duminică, iar miercuri va fi audiată. Ambasada Federației Ruse în Statele Unite încearcă să afle detalii despre motivele reținerei, iar avocatul fetei susține că aceasta este nevinovată. Un bărbat de 34 de ani din Vertiujen, Florești, a fost găsit fără suflare într-o pădure. Rudele spun că sâmbătă acesta s-a pornit pe câmp, însă nu s-a mai întors. Apropiații cred că el a fost ucis în bătaie, în timp ce poliția susține că omul a murit în urma unui accident. Ieri la amiază, soția și cumnatul bărbatului au pornit în căutarea acestuia după ce sâmbătă nu s-a mai întors acasă. După câteva ore au găsit trupul neînsuflețit al bărbatului. Rudele cred că el ar fi fost omorât în bătaie. Sora s-a dus dimineața să-l caute. Eu n-am fost acasă. Când am venit, sora spune că nu l-a găsit. Eu am spus nu-i bun. Zic, nu-i place că nu l-a găsit. Eu mă duc să-l caut. Sora îmi face că mărși eu cu tine. Zic, dacă vrei, hai. A fost ucis. Ucis. El era vânătăt, vânătăt și zvârlit în păduri. Seara n-am căutat. Noi n-am știut ce se întâmplă. Era bătut, pălit la cap. Sătenii spun că bărbatul nu avea conflicte cu nimeni și nu înțeleg ce s-a întâmplat. Aseară el spus că pe zis l-a ușis. Cum l-a ușis? Nu știu. Și l-a ușis? Tot nu. Am rămas șocați. Nu ne-am gândit la așa caz. Trei copii, soție, tânără, el tânăr. Versiunea poliției este că bărbatul a murit după ce ar fi căzut din remorca unui camion la volanul căruia se afla un tânăr de 19 ani din orașul Florești. Victima s-ar fi urcat în remorcă, iar șoferul a pornit vehiculul, fără să știe că cineva este la bord. Acesta ar fi căzut și s-a lovit la cap. În cazul acțiunilor de urmărire penală s-a stabilit că în acea zi bărbatul a venit pe câmpul unde staționa camionul de model Zil, încărcat cu ors. Acesta a urcat pe partea laterală dreaptă a caroseriei camionului să vadă ursul. Șoferul camionului în vârstă de 19 ani, neasigurându-se despre locul aflării victimei, a pornit camionul, după care a auzit un strigăt. Topând camionul, a observat că în preajma acestuia, la pământ, se află bărbatul cu o rană însângerată în partea stângă a capului. Bărbatul a refuzat ajutorul medical. Gravitatea vătămărilor corporale, dar și cauza decesului, urmează să fie stabilite în cadrul unui proces. Bărbatul de 34 de ani avea 3 copii. Poliția a deschis un proces penal pe acest caz, iar tânărul de 19 ani, care era la volanul camionului, urmează să fie audiat. Defrișarea copacilor uscați de pe străzile capitalei ne mulțumește pe unii orășeni. Oamenii spun că sunt tăiați nu doar arborii bătrâni, dar și cei tineri. Muncitorii de la Spații Verzi afirmă însă că sunt puși la pământ doar copacii uscați, iar în locul lor vor fi plantați alții. Cu
instrumentele necesare în mâini, muncitorii de la Spațiver zdefrișau copacii uscați de pe străzile Ion Creangă și Vasile Lupu din sectorul Buiucani. Lucrările au început în această lună, iar până la sfârșitul lui iulie, 17 străzi vor fi curățate de arborii bătrâni și bolnavi. Copacii sunt foarte răi, nu avem ce zice, de atât și eu dată jos. Pentru că dacă nu-i dat jos, puteți să facă un pericol oricare. Pentru o mașină, pentru stradă, pentru copii, pentru oameni. Luăm că să nu anini alți copaci în sârmi. Unii trecători spun că e nevoie ca arborii uscați să fie tăiați. Alții însă susțin că muncitorii defrișează și copacii verzi. Dar dacă vine un vârtej, copacul este așa din antic, pește acoperiș, câtă lume moare. Foarte bine fac, foarte bine. Dar de mult asta trebuie. A doua zi trec pe aici și îi taie, dar de ce? Nu știu, nu înțeleg. Vreau să fac o construcție. Dar păi erau copaci normale, erau ca ăștia. Erau copaci normale, nu erau uscate. Чистить надо, смотреть за деревьями надо. А это самый простой способ. Убрать и все. Нету дерева, нету проблем. Responsabilii de la Spații Verzi dau asigurări că înainte de a începe lucrările au ales străzile cu cei mai mulți copaci uscați și îi defrișează doar pe aceștia. Lucrăm la retezarea sau la tăierea ramurilor doar celor uscate, celor avariate și arborilor care sunt în totalitate uscați sau au scorburi profunde și nu mai pot fi lecuiți, care urmează să fie defrișați. În locul copacilor care vor fi tăiați, vor fi plantați arbori tineri, susțin reprezentanții de la Spații Verzi. Secția de reanimare de la Spitalul Sfânta Treime ar fi plină, așa că pacienții sunt duși în alte secții. O tânără se plânge că stă cu bolnavi în stare gravă în același salon, iar unul a murit pe patul de alături. În afara camerei, medicii recunosc că este o problemă, iar șefa Direcției Sănătate Chișinău, care recent a preluat funcția, spune că va investiga situația. A fost adusă doamna, tot în stare inconștientă. Am întrebat care e situația și de ce, adică am văzut că stare gravă. Stăm într-o palată, parcă avem, oricum, situațiile noastre sunt diferite. Doamnele care o au adus au spus că în reanimare nu este loc pentru dumneai ei. Doamna spune, să fie știut că a murit cineva, nu mă așezam. Nu, ne spune, dar ce crezi că pe patul ăsta nu muri nimeni, pe toate paturile murit. Tânăra a ajuns în secția de urologie de la Spitalul Sfânta Treime joia trecută. Ea spune că în același salon sunt aduși bolnavi în stare critică și că se teme să nu plece din spital cu mai multe boli decât atunci când a venit. Patul respectiv a fost o doamnă tot în stare foarte gravă, a fost operată, stădea cu intestinele pe pat, a decedat joi spre vineri noaptea, cu toate că medicii erau conștienți că ori se întâmple asta, nu au luat măsuri, nu au modificat cumva saloanele, cu toate că noi am solicitat asta. Seara a venit cineva din rude la dumnei ei și au scos o spus, ieșiți urgent din salon, că este microb anaerob și adică nu se permite, adică ori se infecteze. Respectiv eu întreb, dar noi nu suntem oameni, noi n-as ne infectăm. Medicii au refuzat să vorbească în fața camerei, cerând să transmitem o scrisoare oficială către instituție pentru a obține informații. N-au spus totuși că în secția de reanimare toate locurile sunt ocupate. Sunt bolnavi gravi, sunt bolnavi de gravitate mijlocie. Sunt pacientul, dacă vine cu infarct miocardic, de exemplu, și noi s-o gândim că e mai grav, să pune în reanimație și alt pacient să transferă în secție. Dacă în timpul ăsta se eliberează locul și pacientul este, el se transferă înapoi, el continuă tratamentul. Totodată, pacienta s-a plâns că atâta timp cât s-a aflat în acest salon, nu ar fi fost făcută o dezinfectare corectă. O scos cadavru, aici nu s-a făcut absolut nicio dezinfecție, nu s-a coarțat. Îmi spune, puneți pe față ceva când pornim lampa de coarț. Eu spun, eu am 20 și de ani, eu trebuie să fac copii, eu nu sunt de acord să-mi puneți lampa în timp ce eu mă aflu în salon. Scoteți-mă din salon, că este metodă. Și a venit una din infermiere și spune, dacă întreabă medicul dacă s-a făcut coarțare, să spuneți că da. Surorile fac dezinfectare la orele anumite. Deci fie că este graficul pus pe perete. Deci când se face, nu are importanță, o decedat sau nu decedat. Nu am mai putut discuta cu pacienta, întrucât ni s-a cerut să ieșim din secție. Trebuie să aveți din tăi
întrebarea de la medic, dacă este, voi să vorbiți cu dumnealui și apă să intrați. Cei de la Ministerul Sănătății au declarat că nu vor comenta subiectul, întrucât fondatorul Spitalului Sfânta Treime este Consiliul Municipal Chișinău. Șefa Direcției Sănătate, Carolina Olaru, ne-a spus că nu știe despre această situație, pentru că recent a preluat funcția, însă va face investigații. După ce echipa noastră a mers la spital, rudele pacientei susțin că bolnavii în stare grav au fost scoși din salon și că s-a făcut curățenie. Cel puțin 49 de persoane au murit în urma ploilor torențiale care au căzut în nord-vestul Nigeriei, alte 20 sunt date dispărute. Apele revărsate au distrus peste 500 de locuințe. Străzile s-au transformat în râuri, mașinile au rămas pe jumătate sub apă, iar o mulțime de case au fost inundate. Imaginile dezastruoase au fost surprinse de mulțimile de oameni ieșiți în stradă în urma ploilor torențiale din Nigeria. Potrivit presei locale, mai multe sate din nord-vestul țării au fost inundate în noaptea de duminică spre luni. Cel puțin 49 de persoane au murit și încă 20 sunt date dispărute. Apele revărsate au distrus peste 500 de locuințe, iar 29 de persoane au fost rănite. Un caz similar a avut loc în Nigeria acum 6 ani, când în urma inundațiilor au murit în jur de 30 de persoane. Campioana mondială a revenit acasă, fotbaliștii francezi au prezentat trofeul sutelor de mii de fani adunați pe străzile Parisului. Proaspeții campioni mondiali au defilat pe renumitul bulevard Champs-Élysées, unde au fost aclamați de mulțime. Cu un autocar pregătit special cu ocazia câștigării mondialului, fotbaliștii francezi au făcut o tură prin Paris. Coco și Galici au prezentat trofeul câștigat duminică seara la Moscova. Zecile de mii de fani au creat un moment unic cu ajutorul torțelor și fumigenelor. Și piloții francezi le-au pregătit o surpriză campionilor. Câteva avioane au desenat pe cer culorile drapelului național. Înainte de turul pe Champs-Élysées, echipa națională a Franței a avut parte de o primire fastuoasă pe aeroport. Avionul cu care a venit echipa a fost udat de pompieri la aterizare, aceasta fiind o tradiție prin care sunt întâlniți campionii. Primul din avion a coborât portarul Lloris, care ținea în mână trofeul. După întâlnirea cu fanii, a urmat vizita la Palatul Élysée. Fotbaliștii și președintele Franței au cântat imnul național pe scările palatului. Franța s-a impus duminică în finala campionatului mondial cu 4-2 împotriva Croației. Este al doilea titlu mondial cucerit de francezi. Ca niște eroi au fost întâlniți și croații, deși au pierdut finala. Fotbaliștii au revenit în Zagreb, iar peste 100.000 de oameni au sărbătorit parcursul istoric al Croației la mondial. Suporterii au sărbătorit până după miezul nopții. Naționala Croației a ajuns acasă ieri după amiază și a avut parte de o primire de excepție din partea fanilor. Imediat după aterizarea avionului, fotbaliștii au fost îmbarcați într-un autocar descoperit. Vicecampionii mondiali au mers în cea mai mare piață din Zagreb, unde îi așteptau peste 100.000 de oameni. Sărbătoarea a continuat și noaptea. Miile de fani au iluminat piața din centrul Zagrebului cu torțe aprinse și focuri de artificii. Croația a cedat duminică în finala campionatului mondial. A fost cel mai bun parcurs din istoria țării. Au retrăit finala mondialului. Puștii de la mai multe școli de fotbal din Moscova au recreat cu exactitate ultimul act al turneului final. Copiii au repetat scorul, s-au bucurat la fel și chiar au primit trofeul.
Puștii de la două școli de fotbal din Moscova au trăit emoțiile finalei mondialului. Îmbrăcați în echipamentele Franței și Croației, copiii au repetat cu exactitate scenariul meciului de duminică. Puștii au înscris din aceleași faze și s-au bucurat la fel. Nu a lipsit nici arbitrul. Viitorul central a avut și el nevoie de VAR pentru a dicta penaltiul în poarta croaților. La final, câștigătorii au primit trofeul. Prezentat ca un lider militar, Diego Maradona, președintele clubului Dinamo Brest, a ajuns în Belarus și a făcut spectacol în prima zi de lucru. A intrat pe stadion într-o mașină uriașă și a salutat mulțimea. Maradona a fost prezentat cu mult fast pe stadionul celor de la Dinamo Brest. După ce a coborât din mașina uriașă, legendarul fotbalist și-a salutat fanii. Maradona a ajuns ieri în Belarus cu un avion privat și a fost întâmpinat cu pâine și sare. Diego Maradona a devenit președintele celor de la Dinamo Brest după ce un investitor din Emiratele Arabe a preluat echipa. Argentinianul a semnat un contract pe 3 ani cu formația din Belarus. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!